ce a început filmul. Ești pregătită, mami? Da. Da. Mami în pijamale acolo, este primul episod din seria asta, așa că hai să vedem acest film. Hei, bună tuturor, eu sunt Andra Ruan și sunt aici alături de mama mea. Bună, mami! Bună! Ne-am gândit să facem o serie foarte tare în care reacționăm la filme de Crăciun. Voiam să facem asta în fiecare zi, gen să ne uităm dimineața la un film și apoi să reacționăm la el, dar ne-am dat seama că e cam imposibil pentru că avem foarte multe de făcut în luna decembrie, dar vom încerca să facem asta măcar o dată la două zile. În spatele nostru este un film foarte frumos care se numește Un cavaler de Crăciun. Un cavaler de Crăciun. Și eu cu mami ne-am uitat în dimineața asta la film, așa că haideți să vă spunem părerea noastră despre el. În primul rând este cu Vanessa Hudgens, care este Gabriela din High School Musical. Pe care o iubesc. O iubesc foarte mult și e foarte tare. Și eu, că mă uit cu ea la filme. Da, sunt foarte multe filme cu ea și îmi place de ea că e foarte copilăroasă, zâmbește, e super tare. Și vreau să vă spun că am trecut prin foarte multe stări când am văzut acest film. Găsiți filmul pe Netflix, nu cred că există și pe internet, dar vă duceți la un prieten dacă n-aveți Netflix și vă uitați la acest film alături de el, pentru că e foarte, foarte bun. Uitați-vă în familie. Și amuzant e, și de dragoste. Da, și poveste de dragoste și Crăciun, da, foarte frumos. Este nou, de-abia a apărut acum. Și a fost, cred că, filmat și în România, o parte din el, nu m-am interesat exact. Dar am auzit că anul trecut, chiar în perioada asta, au filmat în România o parte din el. S-ar putea, nu bag mâna în foc pentru asta. Vă spun din sufletul meu că mie mi-a plăcut foarte mult. Am și plâns spre final. Deci mi-a venit să plâng la film. E foarte frumos. Până acum am zâmbit așa și acum. Adică plâng de fericire. Mami, tu plângi? Chiar a fost frumos și am stat tot timpul, stăteam așa. Gen, îmi venea să zâmbesc în continuu, actorii sunt frumoși, și fetele și băieții, e și cu copii, și cu familie, cu decorații super drăguțe de Crăciun în casă. Nu vreau să vă zic mai multe chestii despre el pentru că e prea bun, așa că mami spune și tu părerea. Uite, uite, ăsta e numele. Iuhu! The Night Before Christmas. Mami, spune și tu părerea ta despre film. E superb, ce vreau să zic. Are și, se trage un învățământ de pe tot parcursul filmului și asta îmi place foarte mult și actorii sunt super frumoși și actrițele și actorii, deci la asta mă refer. Da? Un film pe care să-l vedeți cu familia. Chiar o să ne mai uităm o dată și când ajungem la Buzău alături de bunica noastră și de toți de acolo. E foarte relaxant să te uiți la filme de Crăciun atunci când ai timp. Așa că nu uitați că pe acest canal voi posta în fiecare zi un vlog nou de Crăciun pentru voi, vlogmas 1, 2, 3, 4, 5, până la 24. Deci nu uitați să vă abonați și la canalul ăsta și am o super veste pentru voi legat de faptul că mami și-a deschis un vlog, așa că invitați-vă mămicile sau tăticii sau pe cine aveți alături de voi să citească blogul mămicii mele, găsiți linkul în descrierea acestui video. Acolo o să vorbesc despre experiențele mele ca mămică și sper să ajute părinții în activitatea lor de părinți cu copiilor, pentru că mă gândesc că nu zic că sunt un copil foarte bun și cu minte, dar e foarte important să știi cum să-ți îndrum copilul astfel încât să nu ajungă într-o direcție greșită și cum încerc eu să îi îndrum și pe partea mea de youtuberiță pe copii să facă chestii frumoase și să fie pozitiv. Așa și mami o să îndrume părinții dacă vor să asculte legat de cum să crești copilul astfel încât să ajungă acolo unde își dorește și să aibă succes și să aveți parte de tot ce vă doriți. Deci aveți linkul blogului mami în descrierea acestui video. Așa o fac și pe mami să facă vlog. Chiar îmi doream de foarte mult timp să-și facă și ea își dorea de foarte mult timp, dar n-a avut timp. Nota pentru filmul pe care l-am văzut în această dimineață alături de mami, The Night Before Christmas, este din punctul meu de vedere 10. Curat. Deci n-a fost nimic care să nu-mi placă, cadre frumoase, film nou, m-a emoționat, am plâns, am râs, mereu când auzeam o chestie care era o învățătură bună, ziceam, ia uzi, mami, ia uzi, deci foarte bun. Tu ce notă îi dai, mami? Și pentru mine e nota 10, dar cred că o să avem o problemă, cred că toate filmele or să merite nota 10. Da, asta chiar îmi place și a fost și cu Vanessa Hudgens pe care... Asta mai ales. E super, da. Deci, nota 10 filmului The Night Before Christmas, adică Un cavaler de Crăciun. În română, ci că e Un cavaler de Crăciun, așa că nu uitați să-l căutați pe Netflix și dacă vreți să mai vedeți reacțiile noastre la filme de Crăciun, vă așteptăm aici pe canalul meu secundar de YouTube.
pe data un viitoare. Like. A, bine, cu un like, zice mami, cu un subscribe, cu un share pe Instagram, vă iubim pe toți și pe data viitoare. Pa!